Domnul Cătălin Ștefănescu, garantat 100%, aici veți fi 120%. E Cătălin Ștefănescu printre noi, care are un text superb despre pampuște. Nu știți ce, veți afla. Începem, nu? Dacă eu acum mă rog, eu sunt deja după 3 lansări astăzi, am avut un interviu la Radio România Actualități ieri despre această carte, o oră la TVR2, o oră la Adevărul Online, încât acum trebuie să inventez un lucru nou. Da, vă zic înainte de orice, că această carte este un fel de lucrătură între două minți inginerești care și-au pus în cap să facă un tunel printr-un munte. De o parte, doamna Lidia Bodea, care se gândește din copilărie la o carte de reabilitare a senzorialității, a observat că în cartea mea cu Ciprian Măceșaru despre nerăbdarea de a fi răbdător, lucram pentru ceremonializarea vieții, pentru o infuzie de slow, de încetinire în tot ce facem, luptam împotriva analfabetismului senzorial al adolescenților, al unei mari părți din adolescenții noștri de astăzi, și doamna Lidia Bodea, deci mi-a spus, cer să facem o carte a sincerului. Eu am fost încântat și așa am început să săpăm fiecare de la partea lui de munte și ne-am întâlnit la mijloc. Ne-am întâlnit, ce e drept, nu ca inginerii care făceau tunelul pe timpul lui Ceaușescu, care greșeau cu un metru sau doi drumul. Am spus despre această carte că este o visam eu ca o ascuțitoare, în sensul că ni s-au tocit simțurile și nu mai știm să auzim natura, nu mai știm să mirosim, nu știm deosebirea între a asculta și a auzi, între a privi și a vedea, nu mai vrem să înțelegem că natura se leagă de cultură și deci este o carte care în principal se adresează adolescenților, pentru care senzorialitatea se rezumă la senzualitate și mai puțin la sexualitate. Deci, la altă parte, eu am fost o natură senzorială, sunt un om născut la Mahala, în care toate bucuriile carnale irigau bucuriile spirituale. Adică nu există un om să se bucure de viață, să fie un om întreg, să fie un om deplin, dacă face disjuncție între rațiune și simțire, între a gândi și a fi. Atâta timp cât tu nu acorzi carnalitate gândirii și cât nu sacralizezi simțurile prin reflexie, nu ești un om întreg. Și am fost foarte supărat. Supărat este mult spus, am fost, cum spune Pleșu, am rămas melancolic din cauza că toată istoria religiei și mai ales în Evul Mediu au probozit și chiar au demonizat simțurile. Simțurile sunt în toate scrierile Sfinților Părinți, portițele, ferestruicile, fisurile prin care diavolii își trimit ispitele în corpul nostru. Și sunt încântat de un text anume din această carte, textul părintelui Constantin Coman, al cărui fiu și a cărui soție se află între noi. Părintele Coman a descoperit în Sfântul Siluan formula simțirea minții. E, chestia asta mi-a înnobilat mintea. De ce? Că mintea apare mereu ca o castelană, ca o prințesă, într-un castel de gheață, și care simte, care vrea să trimită simțurile ca pe niște servitoare, la pivniță, în ogradă. Ori pledoaria mea, lupta mea în cartea aceasta a fost, nu zic să resacralizăm, dar să acordăm simțurilor nu numai natura de mesageri ai demonului și ai ispitelor înăuntru nostru, că simțurile sunt cele prin care percepem creatura lui Dumnezeu. Și am avut dialoguri foarte multe cu elevi de liceu și cu studenți care mi-au mărturisit sincer că n-au mai mers în picioarele goale prin pădure și pe iarbă de ani și ani. Unii mi-au spus că n-au mers în picioarele goale în viața lor, la 18 ani. Sunt copii de 18 ani care n-au pus mâna pe o rață, care nu știu ce înseamnă mirosul de păligar. Și am surprins pe toți întrebându-i, voi ascultați liniștea? Voi v-ați gândit vreodată cum curge ploaia pe acoperișul de șiță? De când n-ați mai pus mâna pe lemn, pe o coajă de copac?
noi nu mai punem mâna pe lemn deloc, numai pe tastatură, pe ebonită, pe smartphone, simțurile noastre s-au tocit. Acum vreau să vă spun rapid, sau poți să vorbiți voi și eu după aia, că nemai dorind să repet aceste lucruri, m-am pus să fac un fel de top. Am vrut să văd și eu ce simțuri domine la autorii noștri din această carte și am observat că, spre deosebire de tradiția antică pe care se spune de la Aristotel sau nu știu cine, că văzul este simțul simțurilor, văzul este simțul divin și celelalte vin auzul, mirosul, gustul și tactilul. Apropo de tactil, n-a scris decât o singură persoană în această carte și nici un bărbat n-a scris de tactil, pentru că este un gest manche. În mintea noastră, tactilul înseamnă, pardon, pipăitul. Și cred că am fost farisei, mulți dintre noi, ne arătând ce înseamnă mângâierea unei coapse sau atingerea unui sân. Îți dă exact ceea ce îți dă Ateneul Român la festivalul Enescu, piele de găină. Așa, și am văzut acum, să vedeți cum se bat văzul și elas, mirosul. Eu personal am fost încântat, eu n-am educație vizuală, îmi pare rău, domnul Stoichiță, sunt afon. Am văzut primul tablou în viață la 20 de ani. La mine, la Mahala, nu era niciun tablou, aveam numai păsări împăiate, vânate de bunică. Și am trăit într-o horă de mirosuri, de miresme, de miasme, de duhuri, unele mai trăznite decât altele și care se leagă de auz. Auzeam mereu mierlele, cucii și astăzi știu și spun și când, când erau muncitorii și vânzătorii, negustorii, sticlii, murdarii, goalii, cumpăr, coadă la topor, coadă la topor, informația. Și am descoperit că în limba japoneză este același verb pentru a auzi și a mirosi. O minunăție. Și avem deci scorul de 7 la 7, am numărat. Avem 7 văzători, 7 campioni ai văzului. Domnul Stoichiță, care știți, care un text superb în Casele Vieților Noastre și această carte o doresc cel puțin perechea volumului de atunci, chiar dacă nu e la fel de rotund ca acela. Mircea Cărtărescu, firește că la modul lui fabulos de a vedea și a fantasma și a fantasmagoriza, are văzul lăuntric. Ioana Nicolae, soția lui, are văzul din vis. Tania Radu, soția mea, are văzul ca memorie. Să vedeți ce înseamnă să faci pianul și să ai legătură cu viața ca și cu o partitură. Iar Ioana Pârvulescu are vederea ca fantazare. Acum sunt două persoane care fac legătura între văz și miresme. Evident, Andrei Pleșu, care are două texte, evident, minunate despre ochiul inimii și despre lumea mireselor, miresmelor, al gest mache, și Mihai Sârbulescu, pictorul care sper să fie aici, prietenul și dragostea mea, care are explozia vizuală și aroma lui Dumnezeu. La miros, închipuiți-vă, cartea începe cu Gabriel Liceanu, care își împarte destinul în 3 nuanțe olfactive ale petrosinului. Un copil mi-a spus că nu știm ce e aia petrosin. Zic, eu simt și acum juliturile de la genunchi când mă punea maică-mea pe parchet să dau cu peria de sârmă cu petrosin. Liceanu își aduce aminte de mireasma divina petrosinului de acasă, comparată cu duhoarea oribilă a aceluiași petrosin de la secția de miliție și de la recrutarea la armată și de minunăția de gudron din clasa întâi, când veneam la școală cu fundițe, cu pampoane, cu uniformă, cărțile toate învelite în hârtie albastră, cu etichete lipite, cu limba și dădeam de mirosul la proaspăt și nobil de gudron. La miros îl avem pe Mihai Măniusiu, regizorul care știe să facă cele mai frumoase ritualizări ale ororilor din teatrul nostru. Horia Roman Patapievici, care se declară un fan al miresmelor. Cătălin Ștefănescu, care vă spun, are un text
rival cu Cărtărescu, are o asemenea frenezie senzorială și o acuitate cât se poate de carnală, l-a depășit sau l-a egalat pe Radu Paraschivescu în Amintirea dulciurilor, care rămân și astăzi, cum se spune, sinfonia glucidică a adolescenței noastre. Ana Blandian are un text emoționant, tulburător, care sunt simțurile care încep să funcționeze brusc după 6 ani de închisoare. Ce să facă un om care iese din închisoare? Imediat presimte niște arome de undeva și aude niște zgomote de libertate. Avem și sinesteziști. Angelo Mitievici, care este un literat specializat în film și care știe și să vadă și să guste, ajung acum la Părintele Coman, de la care am început, a descoperit în Sfântul Siluan formula, am zis-o asta, cu simțirea minții. Bun, atunci mai am numai să mai spun că îi mulțumesc doamnei Monica Pilat, singur om care a salvat tactilul, pipăitul. Și cum se poate la un înger ambulant, cum e doamna Monica, să se ocupe tocmai de tactil? Ei nu, se ocupă de tactil în Biblie și anume la tot ceea ce înseamnă atingere, culminând cu atingerea lui Toma Necredinciosul, cu degetul rana lui Iisus. Am spus de pictorul Mihai Sârbulescu și n-am spus de alt înger ambulant, care este pictorul Horea Paștina. Una peste alta este un volum scris cu o frenezie extraordinară, care vrea să ne reabiliteze simțurile, să le ridicăm, deci, din pivniță către pod, către mansardă, și prin ele să nu mai descoperim neapărat ispitele diavolilor, ci și frumusețea lumii lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Și atunci am văzut cu ochii mei cum se crapă cerul din tablou și de-a lungul drumului pieziș începe să ningă o ninsoare argintiu-aurie de o nemai văzută frumusețe. Ioana Pârvulescu e omul care vede ninsori în tablouri în ulei. Ioana. Mulțumesc, Lidia. Dan m-a pus la capitolul fantazare, dar vă asigur că ambele întâmplări din această carte sunt reale. Și întâmplarea cu tabloul, care există, pot să fac dovada, pot să aduc poză, și întâmplarea cu auzul, care este din studenția mea. Deci sunt două ipostaze ale mele, copilul și studenta. Ce vreau să spun este că atunci când am fost invitată să scriu la această carte, m-am întrebat la ce simt să mă opresc. Știam că vreau să leg de o poveste, dar nu știam la ce simt să mă opresc. Și tentația a fost mare să mă opresc la niște simțuri care nu există. Am avut bucuria să găsesc în textul doamnei Antoaneta Ralian, îmi pare rău că nu este cu noi, dânsa ar fi vrut să fie aici, este participanta cea mai în vârstă a acestui volum. Ea se află la a 122-a carte tradusă și este în spital. Îi doresc numai bine și sănătate. Și am găsit, deci, în textul ei următorul paragraf, pe care îl citesc pentru că mi s-a întâmplat și mie exact să ezit între aceste lucruri. Zice, să ne întoarcem la simțurile noastre. De ce au fost limitate la 5? Ca să le putem număra pe degetele unei mâini, în realitate sunt mult mai multe, 50-500. În primul rând a fost atestat cel de-al 6-lea simț pe care nu-l neagă nimeni, intuiția. După care urmează o întreagă cohortă, simțul umorului, vai de cel care nu-l are, din fericire cei prezenți îl au, bunul simț, englezescul common sense, simțul orientării în spațiu, simțul pericolului, simțul solidarității, simțul obedienței, al răzvrătirii, al politeții, simțul mitocăniei. Ei, asta poate în ghidul nesimțitului. Simțul conversației, simțul solitudinii, al autoamăgirii, al descurcatului în situații ingrate, al șmecheriei, al manipulării, al demagogiei,
simțul că este necesar să pui punct, spune doamna Rălian, și pune punct, dar unde îmi sunt ochelarii. Textele din această carte sunt grupate în trei capitole. Ele sunt precedate de o scrisoare prolog a lui Dance Mihăilescu și sunt încheiate cu un frumos epilog al Lidiei Bodea și sunt puse, cum spuneam, pe trei compartimente. Primul ar fi, să zicem, lucrurile mai degrabă memorialistice. În al doilea capitol sunt lucrurile propriu-zis literare și în al treilea și în acest al doilea capitol îi avem pe Ana Barton aici de față, Adriana Bitel, Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu, sunt și eu tot aici. Și al treilea capitol, care mi s-a părut într-un fel cel mai unitar, care este cel eseistic și în care există un filon comun care merge către lucrurile de dincolo de simțuri, foarte, foarte captivant. Într-adevăr, îmi amintesc când am fost cu Dance Mihăilescu la liceul Jean Monnet și Dan i-a captivat pe ele vorbindu-le despre mirosul mestecenilor, despre, într-adevăr, senzații tactile, și îndemnându-i să fie atenți la simțuri. Asupra mea, cartea asta a avut pe lângă plăcerea de a citi textele prietenilor mei sau ale unor oameni pe care nu-i cunosc sau îi cunosc numai din auzite, a avut un efect extraordinar pentru că m-a făcut și pe mine să mă gândesc la simțuri și pentru că tocmai am lansat cartea și eu am trăit în comunism, vreau să vă spun vouă, cei doi artizani ai cărții, că m-am gândit că până la urmă, ca să înțelegi comunismul, ar fi bine să faci o excursie în simțurile de atunci, care erau toate astupate, ostracizate, erau ca la răceala ta. Te făceau să nu mai să te simți tot timpul crispat, tot timpul mirosuri urâte, văzi urât, tot ce ținea de simțuri era asaltat. Și de când am citit această carte, am început și eu să fiu mai atentă la aceste armonii între simțuri care cărora li s-au mai dedicat cărți interesante, dar mă rog, nu de această factură literare, mă gândesc la Dezesent, personajul lui Huysmans sau chiar la Proust, nu? La celebra Madeleine, care e și evocată în carte. Deci ajunge să fii un pic atent și simțurile vin peste tine. O să am și eu bunul simț să pun punct aici, ca să mai dau loc și altora, felicitându-i pe cei doi pentru această carte, care în plus e și foarte frumoasă, cum se și cuvine unei cărți care e destinată ochiului. Îi dau cuvântul lui Radu sau cui? Am preluat și mărturisesc că am fost oarecum surprins că trebuie să scriu despre cum simțim și ce simțim. Eu, care până unde mult mă ilustrasem în cum ne nesimțim sau cum se nesimțesc. Deci trecerea spagatului e destul de ambițios. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dumneavoastră știți că scriitorii sunt niște însingurați care nu pot concepe ca altcineva să le calce pe umbră. Iată că aveți aici dovada că scriitorii pot fi asamblați în trupe de jazz, de rock, de ce vreți dumneavoastră, în orchestre câteodată, și că e nevoie doar de o partitură și de un dirijor. Câteodată nici nu e nevoie de partitură. Și avem de câțiva ani încoace diversi dirijori care ne propun diverse partituri nevăzute. Acum dirijorii sunt Lidia Bodea și Dance Mihăilescu. Dance Mihăilescu a mai dirijat la viața lui, tot pentru Humanitas, cărțile care ne-au făcut oameni.
Gabriela Tabacu a dirijat Casele Vieților Noastre. Marius Chivu a dirijat Cartea cu Bunici. Ioana Pârgulescu tocmai a terminat de dirijat Și eu am trăit în comunism. Și iată-ne adunați așa pe un soi de musical chairs, da? Și gata să jucăm și să cântăm după cum ni se indică din baghetă. Interesant este că există întotdeauna oameni care știu să ridice bagheta și care știu să își ațintească privirea spre ceilalți și să le dea intrarea. În hangarul de idei mai există posibilitatea unei cărți despre navetă, de ce nu? Posibilitatea unei cărți despre ce se întâmplă la volan. Frumos este felul în care se întâlnesc toate condeele și mințile acestea, chiar dacă nu se cunosc toate între ele. Asta mi se pare cel mai interesant, felul în care noi însingurați în gândurile și în cărțile noastre, dintr-o dată la un semn, ridicăm capul, ne aliniem și începem și cântăm, respectiv scriem. Și producem ceva de tipul Cartea Simțurilor, care într-adevăr este în primul și în primul rând un obiect. E un obiect foarte frumos, care într-adevăr face cinste ideii care stă în spatele cărții. Cu privire la deficitul de tactil, da, e o explicație ceea ce spune Dance. Poate că unii, mai ales dintre noi, bărbații, au fost fățarnici. Dar mai e o explicație. Poate că am uitat. Ce autocritic am fost. Da. Așa, domnul tactil. Oricum însă mă bucur că am alături și figuri cunoscute cu care am mai defilat de câteva ori și figuri cu care defilez acum prima dată și vă invit să luați cartea aceasta, să vă uitați întâi bine la ea, pentru că merită văzută cum se cuvine, merită pipăită, apropo de tactil, și abia apoi citită, chiar și mirosită, cerneala aia încă are hazul ei. Ana Bartor, să vă mulțumesc! Sunt parfumat! Bună seara! M-am gândit de mai multe ori că în afară de simțurile noastre, cele cinci pe care putem pune mâna și în somn, este al șaselea, bunul simț, pe care putem pune mâna numai în stare de trezvie, nu de trezie. Și sunt celelalte, dintre care ar fi cunoscută ca simț doar intuiția, dar și premoniția nu este și ea un simț, și sunt și altele, din fericire, fără nume. Asta mă liniștește pe mine cel mai mult, pentru că cele mai discrete dintre ele au scăpat, slavă Domnului, de botezul denumirilor. Așa că încă mai putem să fim subtili datorită lor, în primul rând datorită lor. Altfel, eu am scris despre simțurile animalelor, nu ale oamenilor. Mi-am imaginat, veți vedea textul, că într-o casă oamenii erau animalele de companie iubite pentru trei pisici care erau stăpânilor. Și cum s-ar purta animalele dacă ar avea ele însele animale de companie sau, mă rog, oameni de companie. Și totul a pornit de la un moment nu plăcut mie, un moment în care astăvară plângeam fără niciun sunet și una dintre pisicile mele a venit și și-a urcat o lăbuță pe un umăr, cu cealaltă m-am îngâiat pe obraz și mi-a lins lacrimile. Și a fost momentul în care nu am mai plâns din cauza motivului pentru care plângeam deja, ci am plâns datorită. Din cauza s-a mutat în datorită, s-a transformat în datorită și mi-am dat seama că pisica mea, Rumba o cheamă, una dintre cele trei, m-a îmblânzit în momentul ăla fără să mă domesticească, ceea ce eu, ca om, nu am știut niciodată să fac până la capăt. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Da,
două cuvinte în momentul în care am auzit despre proiectul cărții, mi s-a părut de la bun început fascinant. Când Lidia m-a invitat să particip, am avut o mică șovăire, având intuiția că va fi o carte în care simțul văzului va avea un loc deosebit și s-a văzut că e cazul. Fiind un om al văzului, m-am întrebat ce pot să fac încă o dată despre văz. Și din fericire mi-am amintit că cu puțin timp înainte publicasem tot la editura Humanitas o lucrare de istorie arte, la care se intitula Cum se savurează un tablou, plecând de la o idee care mi-e foarte, foarte dragă, și anume contemplarea unui tablou nu implică numai o percepție vizuală, ci o percepție plurisenzorială. Și ca atare am compus un text care se află încorporat deci, în această minunată carte. Textul are un titlu foarte simplu, O adiere, și e vorba despre lectura unui tablou, plecând de la întrebarea, se poate vizualiza o adiere, se poate vizualiza o mireasmă, un miros, un sunet, și răspunsul meu a fost da, se poate vizualiza. Rezultatul a fost acest eseu. Sunt foarte mândru, foarte fericit că a fost incorporat în această carte. Mulțumesc! Știu că e Cătălin Ștefănescu acolo, dar nu vrea cu niciun chip să vină încoace. Facem ultima încercare, dacă nu citesc proza dumneavoastră, ca să afle toată lumea ce sunt acelea și de ce sunt caraiul când ies din cuptor. Miros caraiul, parcă așa spuneți. Păi n-aș dori să supunem spectatorii acestui supliciu, prin urmare o să spun foarte scurt, îi datorez scrierea acestei bucăți lui Dan C. Mihăilescu, așa cum îi datorez mai multe lucruri și trebuie să spun cât se poate de explicit. E un text pe care i l-am pus pur și simplu dinainte cu dedicație. E un text pentru domnia sa. Dacă se mai bucură și altcineva la textul ăsta, suntem cu atât mai fericiți. Dar e un text pe care i l-am dedicat, funcționez foarte bine când cineva mă presează. Domnul Dan C. Mihăilescu m-a presat cu maximă eleganță, de rușine, cât târziu, am respectat al 15-lea deadline. Dar îi datorez bucata asta și mulțumesc foarte frumos. Ca să spun așa, garantat 100% povestea dumneavoastră va plăcea tuturor. Cum de altfel cred că toate cele 21, fie povești din amintire, fie povești literatură, ficțiune, fie eseu, vor plăcea. Dacă textul domnului Stoichiță, care și încheie volumul, vorbește despre o gramatică a vizualului, împrumut formula lui și spun că această carte e cea mai tandră, iată oximoron, gramatică cu putință pentru simțuri. Și am să vă rog să vă bucurați de autografe. Să știți, dacă am vreun regret legat de ea, e că n-am putut să o fac să aibă și gust. Altfel, parfumare, formare, la pipăit se lasă pipăită, veți vedea literele sunt într-un anume fel inscripționate pe copertă. Așa că de-aia am rugat colegii să mă ajute cu niște roade ale toamnei, ca să avem și gust în finalul lansării. Se poate și gusta, bineînțeles, pe papilele mentale. Încheiem cu autografe, cred însă că însuși păstorul volumului Dan C. Mihăilescu rămâne aici arestat, pentru că dinspre Cartea Simțurilor mergem înspre simțul al câtelea va fi fiind el, lacrimi și sfinți. Da, nu sunt din plastic, sunt adevărate,